Monica Cadogan, care cu siguranță, pe care cu siguranță o cunoașteți. Este CEO și fondator la Vivre, magazin online care este printre cel sau cel mai mare din zona home and deco din Europa Centrală și Estul Europei. A început partea asta de antreprenoriat prin consultanță de la vârsta de 23 de ani și a început să vândă înghețat, a organizat cursuri de formare profesională, a intrat și în zona de dezvoltare construcții și imobiliare și a ajuns la online. O să ne spună ea cum a făcut trecerea asta și ce s-a întâmplat pe toată istoria ei. Monica, a legătura. Bună seara, mulțumesc că m-ați invitat, că v-ați gândit la mine. Am și eu o scurtă prezentare, nu neapărat cu mult istoric, că nu vreau să trag toată, să capacitez tot intervalul de timp doar pentru poveștile mele. Eu am grupat puțin greșelile în viața personală, my favorite mistakes, cum s-ar spune, și după aia zona de business. Și sumarizând, da. E clar. Modul în care funcționez acum și în care funcționez de mult timp este că am început cu filozofia că trebuie să greșesc în fiecare zi, îmi place sau nu, o să se întâmple. Deci dacă tot se întâmplă, ar fi de bună să-mi placă. E adevărat, cultural e presiune mare și eu vin din aceeași cultură ca toți, respectiv cultura asta în care ți-e frică de critică, în care, eu știu, toți din jurul tău, familie și prieteni, cer mult de la tine, părinți, școală, și atunci evident că percepția e că trebuie să fim invincibili, să facem lucrurile foarte bine, deci vin de acolo, dar povestea asta cu cititul, care spunea mai devreme Cătălin că el a început-o, eu cumva, nu știu, așa s-a început la mine, eu am început cu cititul, am început foarte devreme cu cititul, nu mai știu de când mă știu, de la 5 ani, și din multele alea cărți ieșisem cu ideile astea că există multe scenarii, că vor fi greșeli, dar că ideea nu este să nu greșești, ci să greșești repede. Și de aceea, dacă clic la ne ducem la greșelile personale, întâi fac sumarizarea, cum ar veni concluzia. Concluzia mea pe care o pot găsi așa ca un fir roșu în toate poveștile mele de greșeli se referă de greșeli pe care aș vrea să le fac mai puțin, pentru că sunt multe greșeli pe care le fac, după cum am zis, se referă la modul cum eu interacționez cu oamenii. Și dacă ar fi să o iau foarte, foarte de la zero, mie îmi plac oamenii, sunt una din pasiunile mele să interacționez cu ei, să-i studiez și de obicei acolo văd greșeala mea și poate și a altora. Acolo unde ai o miză și personală pe lângă interacțiunea propriu-zisă, faci fie prea mult, fie prea puțin. Deci greșeala, my favorite mistake, e în zona de oameni, respectiv că cumva mă pierd uneori să le înțeleg motivațiile, și pierd foarte mult timp cu asta, cu multe detalii, cu multe povești, deși poate că ar trebui să-mi urmez instinctul, stomacul, cum zic eu uneori. În afacerea cu înghețat a fost o greșeală de oameni în care cumva controlul asupra oamenilor a fost foarte, foarte mic și practic da, am fost păcălită de proprii mei oameni, de angajați. Am avut cel puțin 4 proiecte în care în care stomacul mi-a zis ceva și eu cu mintea și cu conștiința mea hai să dăm o șansă, hai că sunt mai multe metode de a face lucrurile și căderea a venit din faptul că oamenii erau fie extrem de de wrong, adică greșeau foarte mult, iar eu nu am văzut cât de departe erau ei, cât de puțin experți erau ei în ceea ce trebuiau să mă ajute, sau mințeau pur și simplu. E adevărat, din greșeala asta mi-a venit foarte, foarte mult learning, în special datorită greșelilor cu oamenii și uneori chiar cu oameni puțin mai rău intenționați așa, am învățat și m-am apropiat foarte mult de legal și de înțelegere juridică. Deci ăsta e cadou care mi-a venit din interacțiuni cu tot felul de probleme.
respectiv că m-am aplecat și am încercat să înțeleg spiritul contractelor, spiritul unor principii. Și consider că fără să mă fi dat cu capul ăsta de pereți, deci, repet, să mă întâlnesc cu oameni care, să zicem, mințeau și cumva reprezentau greșit realitatea, probabil că nu m-aș fi încrâncinat atât de mult în legal. Încă o problemă pe care o am foarte mare este că, iarăși, nu știu dacă din familie sau din modul meu de a fi, am o aversiune față de conflict. Și atunci nu deschid destul de repede niște conversații contradictorii sau, mă rog, nu amestec ceva ce poate să dea într-un conflict. Și problema este că fie necenzurând, practic accept direcția, adică nu corectez destul de devreme, fie mai rău sunt sau pot fi bănuită de faptul că sunt misleading sau cumva că nu sunt coerentă și nu sunt specifică. Și în zona asta, deci greșeala asta vine din sau abordarea asta vine de undeva din mine. Da? Asta e una din greșelile mele favorite, de asta se întoarce over and over. Cum o tratez este că practic îmi pun niște comportamente. În zona de legal am pe cineva care cumva face housekeeping-ul și tot timpul menține un standard de protecție al meu personal sau al proiectelor în care sunt. Iar în zona de conflict, creez, ca să ajungem la conflict, eu am nevoie să mă încălzesc, să stau mai mult cu oamenii până când îndrăznesc să desfac și buba. Adică nu sunt așa chirurg să intru direct să bisturim. Și atunci cu oamenii cu care trebuie să lucrez și să așa, îmi rezerv timpul și mi-l aloc. În business, greșelile pe care le-am făcut anterior și care s-au dus în faliment, dar nu eram eu neapărat antreprenorul, eu eram parte din poveste, respectiv familia mea, mă rog, soțul meu și parte din business-urile, mă rog, tatălui meu, au fost testate serios de poveștile astea cu foarte multe procese civile și expertize și așa. Acolo greșeala cea mai mare a fost că nu ne-am oprit la timp, în sensul că nu doar că trebuie să te oprești, ci trebuie să construiești, să documentezi în hârtii. Adică nu, ideea nu este că trebuie să te oprești, ci trebuie să mai și consolidezi cumva. Uneori consolidarea e prin hârtii, alteori consolidarea e prin capitalizare, să zicem. Alteori este pur și simplu printr-o cultură mai bună pe care o faci cu oamenii cu care lucrezi. Adică faci niște check-out-uri. Dar ceea ce s-a întâmplat cu noi și, mă rog, povestea cu înghețata a fost așa, ca să înțelegeți voi, cam prin 2005-2006, după aia am mai avut un, nu știu dacă o greșeală, am mai avut un eșec în business în care eram în formulă de investitori, eu și soțul meu în zona de construcții, tubulaturi pentru instalații, unde a fost prin anul 2010, și falimentul cu multe procese care a început pe fundalul cu criza financiară și 2008, 2009, 2010 până s-au mai clarificat. Acolo, deci din povestea cu falimentul și cu procesele, am înțeles că trebuie să te oprești, să stabilizezi până când îți pui problema să treci la următorul nivel. Că pur și simplu a merge din maraton în maraton în maraton nu e o idee bună, pentru că, nu știu, întinzi prea mult coarda, resursele, instinctul, nu te mai ajută stomacul, nu mai ții, adică se amestecă lucrurile. Trebuie, there is time for everything. Cam astea sunt learning-urile mele. Click! Ca un tratament la povestea cu oamenii, bag timp în relațiile în care nu funcționez cum trebuie, dar mai folosesc și ceva, eu le numesc oglinzi calificate.
chiar și contextul ăsta în care sunt cu voi, în care îmi pun problema și poate mi se solicită un alt framework, mă expun foarte mult la oglinzi, mă deschid sau, cum să zic, eu mă expun la lumina zilei, între ghilimele, la transparență, la întrebări, pentru că asta mă forțează să-mi fac niște răspunsuri, să mi le actualizez, particip la tot felul de mastermind-uri, de organizații, de forumuri, de, nu știu, o minunăție. Adică, de fapt, aloc din timpul meu și mă autoforțez să nu mai las povestea mea cu oamenii și cu așa, cu motivația și observația să mă deturneze. Iar în business, learning-ul ăla cu opritul este, mergi, te oprești. E puțin așa ca ziua și noaptea. Toată ziua muncești, dar noaptea te mai și odihnești și consolidezi, construiești și permiți organizației, sistemului să keep up with you. Uneori asta înseamnă să faci o bază solidă. Alteori asta se traduce în business cu preocuparea pentru cultură, să întrebi și pe ceilalți ce se întâmplă, cum e pentru ei. Cum sunt deciziile de business pentru ei, nu doar poate cum le vezi tu. Și în general, este evident că nu poți să elimini, erorile, minciunile, minunile, vreau să zic minunile, dar cred că trebuie să și analizezi ce s-a întâmplat critic și dacă nu poți să o faci, să rogi și pe alții. Eu sunt o persoană foarte deschisă care cumva mi-am autoeducat capacitatea asta de a spune ce s-a întâmplat cu adevărat, poate chiar către mai multe tipuri de personalități și mai multe filtre și după aia să le ascult părerea. Cu riscul de a mă expune, de a nu mai fi atâta de, privată în anumite probleme, cu riscul de a fi criticată, că de multe ori oamenii încercând să te ajute sau cumva să intre în subiect, mai sparg și mai calcă și prin străchile le-a întinse pe acolo. Dar cred că orice efect vine cu întotdeauna cu cu oportunitatea și aproape obligația de a învăța. Problema nu este să greșești, problema este să perseverezi în greșeală sau în același tip de greșeală. Și dacă aș încheia cumva, cam asta e learning-ul sau sfatul pe care să l-aș da și eu celorlalți. Greșiți repede și greșiți mult. Pentru că după aceea veți avea multe surse de învățare. Mulțumesc! Mi-a plăcut încheierea, felicitări, Monica. Asta că greșiți mult și repede. Repede și mult. E ca să ai o motivație, știi? Nu te aștepta, vorbeam înainte cu Cătălin. Toată lumea se așteaptă la rețete magice și așteaptă ca oamenii de succes să le spună acea chichiță, acel pont care să îi dea un declic în cealaltă parte, la cel care ascultă, să facă ceva la fel de mare, la fel de succes. Și uită că în spatele succesului sunt o mulțime de nebunii și o grămadă de probleme, situații și provocări care apar, peste care ideea este să găsești soluții, să treci peste ele și să mergi mai departe atunci când parcă nu se opresc. Așa e și în completare, mulțumesc pentru completare, toată lumea crede că e o formulă magică. Nu e o formulă magică, suntem toți oameni. Uneori că mai îmi zic și prietenii mei, și ce faci când ai pierdut bani? Nu știu, plâng puțin, nu dorm noaptea, mai țiplă poate la cei din jurul meu, ei mă mai susțin, mă mai fac tot ceea ce poate fac și alții. Dar a doua sau a treia zi sunt înapoi în ring. Poate nu a doua zi, poate nu în minutul următor, nu știu, peste o săptămână mă odihnesc dacă am obosit, dorm, mă relaxez, fac masaj, mă uit la un film și revin. Nu cedez. Ăsta e marele secret, că sunt perseverentă, probabil.